Se respectă sau nu se respectă regulamentele competițiilor de dans din România? În ultimul video postat, v-am promis că voi dezbate acest topic, înainte de a lua în parte fiecare latură a regulamentelor. Înainte să încep, vreau să se înțeleagă clar că nu vorbesc despre competițiile de dans organizate sub egida FRDS. Despre această federație voi discuta într-un alt episod. Și tot înainte să încep, țin să mulțumesc tuturor celor care s-au arătat interesați de proiectul meu și au completat formularul. Săptămâna aceasta veți primi un mesaj video în care vă voi explica mai multe despre proiect. Iar cei care ați uitat să completați, găsiți linkul către formular în descriere. Sau dacă nu știți despre ce este vorba, vă invit să urmăriți clipul postat anterior. Acum vreo 6-7 ani am fost invitat să jurizez la o competiție în Târgu Mureș. Transilvania Dance Competition se numea parcă, sau se numește, că nu știu sigur dacă se mai organizează. În timpul jurizării, prezentatorul anunță la microfon că nu va urma numărul de concurs care este pe listă, ci că vom sări la numărul X. E, aia e, se mai întâmplă. Peste nici două numere de concurs, iar aceeași întâmplare. Și s-a repetat această schemă de vreo 5 ori, până când am realizat, pe fișele de jurizare, că este vorba despre aceeași școală de dans. Cer o pauză scurtă și cobor până la organizator să întreb ce se întâmplă. Am aflat că respectiva școală de dans trebuia să plece, că șoferul autocarului se grăbește. I-am explicat organizatorului că nu este corect față de ceilalți concurenți, părinți, coregraf, că nu e ca și cum ei s-ar grăbi, dar există o ordine și un desfășurător, postate și anunțate, și că trebuie să respectăm aceste lucruri. Părea că înțelege. Am revenit la masa juraților și am continuat competiția. Nu cred că au trecut alte două numere de concurs și din nou prezentatorul a anunțat schimbări în desfășurător. Aceeași școală. M-am ridicat din nou, de această dată am urcat pe scenă și am luat microfonul și le-am povestit tuturor ce se întâmplă de fapt. Evident că reacția publicului a fost una de susținere, nu față de mine personal, ci față de principiul normalității desfășurării unei competiții. Coregraful școlii respective s-a enervat, organizatorul s-a arătat deranjat de atitudinea mea pentru că acel coregraf avea mulți dansatori înscriși în competiție. Dar pe mine mă interesa mai mult ca lucrurile să decurgă normal, conform desfășurătorului și într-o manieră egală și corectă față de toată lumea. Ce credeți? Am mai fost invitat în juriu la acea competiție? Normal că nu. Dar nu pot spune cu siguranță că din cauza acelei întâmplări, dar sunt convins că a cântărit mult. Știu că acest lucru se întâmplă la numeroase competiții. Cum putem evita astfel de situații? Vă explic la final. Tot acum vreo 6-7 ani, am fost invitat să jurizez la o competiție la Iași, Prime Dance Trophy cred că se numea. O atmosferă frumoasă, locație drăguță, totul părea că se desfășoară conform unei competiții bine organizate. Jurizarea însă se făcea diferit față de alte competiții. Notele erau la vedere, dansez pentru tine style, adică aveam niște cartoane imprimate cu note de la 1 la 10, le ridicam și le arătam după fiecare moment. Cu toate că era secțiune street dance și dimineață și după masă, a fost anunțat că jurizez doar dimineață, după masă luându-mi locul Enrico Molnar. N-am avut o problemă cu asta, doar că ulterior am înțeles de ce. El cunoștea foarte bine principiile, seriozitatea și modul strict în care privesc eu jurizarea. Motiv pentru care dimineață totul a decurs normal, însă, după masă, membrii juriului începeau să primească mesaje pe telefon de la organizator cu notele pe care dorea el să le acorde arbitru. Ceea ce nu știa el este că Annie Molnar este și ea un arbitru cu coloană vertebrală și nu a fost de acord și nu i s-a părut normal acest lucru. Am avut o discuție cu organizatorul despre acest subiect, nemulțumit fiind de postura în care i-a pus pe arbitrii și de faptul că a riscat să le șifoneze imaginea. Am aflat că de fapt motivul pentru care a început să trimită acele mesaje a fost pentru că dimineață o coregrafă din Moldova s-a arătat nemulțumită de notele primite și avea peste 100 de dansatori înscriși în competiție, astfel încât el nu a putut să nu bage de seamă nemulțumirea ei. Motiv care pe mine nu m-a încălzit deloc și nu l-am acceptat ca pe o scuză și am luat decizia de a nu mai colabora cu el. Dar, după câțiva ani, mi s-a părut mie că și-a învățat lecția și am avut câteva discuții constructive, motiv pentru care am acceptat o invitație din scurt la o altă competiție organizată tot de el, tot la Iași. De această dată a fost și mai grav. Am fost coleg în panoul de jurizare cu Andreea Dobrea de la Adamas, cu Alina Cosoi și cu un anume Andrei Ichim, despre care nu știam nimic. Dar ulterior am aflat că e un guru al dansului mirilor, un colaborator și membru de bază al UDSR și organizator de evenimente sub această egidă. Jurizarea a decurs frumos, dar organizatorul, pe lângă principiile mele, a uitat că eu îmi și notez tot ce jurizez și sunt atent la rezultatele finale. E, rezultatele finale la această competiție nu au fost deloc conform notelor acordate de panoul arbitrilor și mai ales în ceea ce privește premiile speciale.
Evident că am vrut să vorbesc cu el, moment în care am fost abordat de acest Andrei Ichim, spunându-mi să o las așa, pentru că așa trebuie să iasă rezultatele, că el a venit cu mulți competitori și că le-a promis copiilor locul 1, etc. Deci eram șocat. Eu, care eram convins că nu mă mai poate surprinde nimic, am rămas blocat. Ok, i-am zis clar că rezultatele nu vor rămâne așa, ci cum au ieșit în urma calculelor. M-a asigurat că o să vorbească cu organizatorul și că o să văd eu. L-am chemat pe organizator, i-am explicat situația, a realizat că nu are cu cine să facă astfel de manevre și m-a asigurat că totul va fi în regulă. Pe deasupra, m-a rugat să fac eu și premierea, că știu să vorbesc, că eram cumva președintele juriului, bla bla bla. Când iau diplomele în mână, trag un ochi rapid peste ele și ce crede? Erau completate conform cerințelor lui Andrei Ichim. Moment în care, cu microfonul pornit, l-am chemat pe organizator și i-am spus că eu așa ceva nu voi prezenta și că acestea sunt locurile acordate de Andrei Ichim, nu cele care au ieșit din calculele și mediile aritmetice ale notelor acordate de toți patru. Am predat microfonul și le-am urat mult succes în viață. După premiere, am mai avut o mică dezbatere cu cei doi, dar am realizat că nu aveam cu cine vorbi, așa că i-am exclus pe amândoi din viața mea profesională pentru totdeauna. Sunt convins că aceste întâmplări au avut loc și la alte evenimente. Cum putem evita astfel de competiții? Vă explic la final. La un moment dat, prin 2018-2019, au început tot mai mulți coregrafi și arbitri să-mi trimite imagini de la diferite competiții, să mă întrebe dacă mi se pare normal comportamentul unor arbitri. De exemplu, Edi Stancu și Bursucu au un mod inedit de a juriza. Ei dansează la masa juriului, în timp ce concurenții se află pe scenă. Se ridică de la masă și bat ritmul cu flacoane, aruncă cu șervețele, etc. Un show și o fiesta în toată regula. Eu, ca să mă asigur că ce văd este real, întreb pe cei care mi-au trimis filmările, sunteți siguri că erau invitați ca arbitri, nu în calitate de animatori? Cu o altă ocazie, la una dintre edițiile SIPA Dance Competition în Alexandria, domnul Robert Zahariuc vorbea într-una cu un alt membru al juriului, în timp ce concurenții performau pe scenă. Să se înțeleagă clar, vorbim de minute în șir, nu de un dialog scurt. În calitate de președinte al juriului, l-am avertizat o dată, de două ori, de trei ori, până când i-am spus că în cazul în care nu încetează, voi fi nevoit să-l rog să se ridice de la masă și să predea altcuiva locul. Evident că l-a deranjat acest lucru și, spre surprinderea mea, reacția lui a fost: care-i problema, Levi? De ce ești așa serios? Că la urma urmei e un festival, e o petrecere, e ca o distracție câmpenească. Într-o secundă m-am blocat. Dar, văzând că nu glumesc, a încetat și și-a văzut de jurizare, dar de atunci nici măcar nu mă mai salută. Lăsând asta la o parte, știu că acest comportament îl au foarte mulți arbitri la competițiile din România. Credeți că jurizarea lor este eficientă și conform fișei postului unui arbitru? Considerați că acesta este modul în care ar trebui să se comporte un arbitru la o competiție? Vă explic la final. Exemple v-aș tot putea da și vă voi mai povesti în alte videouri, dar să revenim la subiectul principal. Nu vreau să supăr pe nimeni, dar nu. În acest moment nu cred că se respectă regulamentele competițiilor de dans din România, nu în totalitate cel puțin, cu toate că sunt și cunosc mulți organizatori care au cele mai bune intenții. Sunt foarte corecți, transparenți și organizează evenimente din dragoste pentru dans. Dar e un cerc vicios. Să vă explic prin câteva exemple ce vreau să spun. Organizatorul X concepe un regulament foarte bine pus la punct. Anunță ferm pe toată lumea că termenul de înscriere este 10 februarie. În 9 februarie realizează că are 10 înscrieri, pe când el ar avea nevoie de 200 ca să iasă pe zero și să nu fie nevoit să scoate bani din buzunar. Are două opțiuni. Anulează competiția sau prelungește termenul de înscriere. Ca o paranteză, în România există o practică de a anunța această prelungire sub forma: la cererea participanților și a coregrafilor, vă anunțăm că am prelungit înscrierile până pe data de... când în realitate e vorba despre faptul că nu sunt suficienți înscriși. Și asta nu se datorează faptului că nu vor să participe sau că nu există suficienți dansatori în România, ci pentru că românul s-a obișnuit să lase pe ultima sută de metri și să nu dea importanță termenului limită. Și atunci, care e soluția? Păi soluția ar fi să se respecte ferm termenele limită. Dar atunci are și pe minus din punct de vedere financiar, ba mai mult, coregraful respectiv s-ar supăra și nu ar mai participa niciodată la acea competiție. Își permite cineva să facă asta? Evident că nu. Și atunci apar tot felul de idei, care mi se par super ok și chiar creative unele. Cum ar fi să se anunțe plăți preferențiale pentru anumite termene. Adică mai ieftin dacă te înscrii din timp, ceva mai scump pentru următoarea perioadă și foarte scump înainte cu două săptămâni de eveniment. Alt exemplu. Organizatorul X concepe un regulament foarte bine pus la punct.
În cadrul competiției, membrii juriului depistează anumite nereguli, cum ar fi concurenți înscriși la categorii de vârstă greșite, concurenți care depășesc termenul limită, concurenți care nu se încadrează la stilul de dans la care s-au înscris, etc. Ce se întâmplă cu aceștia? Păi, aproape nimic. În cel mai bun caz, sunt mutați la categoriile de vârstă sau stilul de dans corecte sau sunt atenționați și avertizați. Credeți că asta îi va educa pe coregraf sau dansatori? Nici vorbă. Păi și atunci care ar fi soluția? Descalificarea sau cel puțin depunctarea. Doar că atunci din nou intervine organizatorul panicat și spune nu acestei idei, pentru că e prea mare riscul ca acei coregraf să nu-și mai înscrie dansatorii la acea competiție și așa mai departe. Alt exemplu. Organizatorul X concepe un regulament foarte bine pus la punct și anunță un sistem de jurizare senzațional și spectaculos, cu peste 20 de arbitri invitați. Doar că în panoul de arbitri se află în mare parte coregrafi care au dansatori înscriși în competiție. Motivul? Păi dacă nu i-ar invita în calitate de arbitri, nu ar avea siguranța că și-ar înscrie dansatorii la concurs. Ca o mică paranteză, datorită acestor competiții s-a dezvoltat și conceptul foarte greșit, cum că dacă mă invită în juriu, sunt obligată, să-mi înscriu și dansatorii. Repet, foarte greșit. Păi și atunci am siguranța că la această competiție voi fi jurizat corect și conform regulamentului. În mare parte, nu. Dar există câțiva arbitri în România, suficient de bine pregătiți și cu experiență, care știu să jurizeze corect și profesionist, indiferent de situație. Dacă vă este rușine să întrebați în comentarii despre cine este vorba, completați formularul din descriere și în cadrul proiectului vom dezbate în detaliu și nominal și acest subiect. Ok, păi bine, Levi, și atunci ce facem? Noi, organizatorii, cum rezolvăm situațiile acestea? Iată 5 propuneri de pus în aplicare și consider că ultimul ar rezolva multe dintre probleme. 1. Introduceți în regulament secțiunea de punctări, penalizări și descalificări și puneți-le în aplicare și respectați-le cu orice risc. Pe termen scurt veți pierde, asumați-vă acest lucru, dar pe termen lung veți educa respectul față de regulamentul și față de competiția voastră. 2. Respectați programul și desfășurătorul finalizat, afișat și anunțat, indiferent de situație. Astfel veți evita să aveți întârzieri în program și evenimente care să se încheie cu mult după ora anunțată, iar coregrafii vor învăța să se mobilizeze și să se organizeze pentru că nu vor risca buna prestație a dansatorilor lor și eventuale penalizări, depunctări sau chiar descalificări. 3. Respectați termenele limită de înscriere, de trimitere a melodiilor de plată, etc., chiar cu riscul unor pierderi temporare, sau găsiți soluții creative prin care să-i determinați pe coregraf, dansatori și sau părinți să le respecte. Dacă nu veți face acest lucru, problema se va adânci și lipsa de respect față de ce postați și ce termene dați va scădea în timp. Pe de altă parte, dacă le respectați la sânge, în timp îi veți educa și vor înțelege că nu au de ales și că trebuie să fie punctuali și serioși. Vorba aceea, lead by example, tradus, fii exemplu sau educă prin a fi exemplu, model. Sau dacă aveți o traducere mai bună, scrieți-mi un coment. Legat de acest punct, am o întrebare retorică. De ce atunci când participăm la competiții în străinătate sau campionate europene, mondiale, etc., știm să respectăm aceste termene? 4. Invitați arbitrii pentru profesionalismul și experiența lor, nu pentru potențialul de înscrieri pe care îl au sau pentru imaginea de showbiz pe care o au. Cu toate că sunt arbitrii care bifează toate aceste aspecte, este foarte importantă energia și modul de abordare al vostru ca organizator, pentru că se simte. Se simte când un organizator are intenții bune, oneste și sincere. Știți momentele alea când aveți senzația că parcă ceva nu e în regulă, nu știți ce? Nu puteți defini, nu puteți motiva, dar ceva parcă nu pușcă, ceva nu e la locul lui. Acestea sunt energia și lipsa de încredere pe care unii organizatori le transmit, fără să vrea, fără să știe, dar coregrafii și dansatorii le resimt. Înainte de ultimul punct, cred că știți deja. Dați un like și un share acestui video și dacă încă nu ați apăsat butonul follow sau subscribe, nu ezitați să faceți asta. Acum. 5. Ultimul punct. Postați notele acordate de fiecare membru al juriului. Atenție! Nu postați doar media finală sau nota finală. Postați notele acordate pe criterii, media aritmetică a notelor fiecărui membru al juriului și media aritmetică a tuturor arbitrilor, adică media finală. Dacă se jurizează pe foi de hârtie, puteți sau să treceți într-un tabel Excel și să postați JPEG sau PDF, sau în cel mai rău caz, puteți face poze cu fișele de jurizare. Ca să vă dovedesc că sacrificiile și riscurile pe care vi le asumați pe termen scurt
merită și vor avea un efect pozitiv pe termen lung, în clipul următor vă voi povesti o întâmplare din perioada când jurizam multe competiții HHC Hip Hop International. Dar asta va fi o mică paranteză, pentru că subiectul principal va fi categoriile de vârstă din regulamentele competițiilor. Și îmi pare rău că voi încheia într-un ton trist acest episod, dar având în vedere întâmplarea tragică de acum câteva zile, aș dori să ținem un moment de reculegere pentru domnul Valentin Ileș, vicepreședintele Federației Române de Dans Sportiv. Nu am avut onoarea să-l cunosc personal foarte bine, dar știu cu siguranță că a fost un profesionist desăvârșit, un antrenor extraordinar și bine informat și iubea enorm dansul și tot ce ține de acest domeniu. Sincere condoleanțe familiei, prietenilor și colegilor. Mulțumim pentru tot, domnule Vali Ileș.